Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Am avut și în pauză, am continuat polemica cu Mitică, cu invitatul meu, pentru că el în continuare consideră că nu este niciun pericol sau un pericol foarte mic pentru pentru Iohannis. Domnule, și asta alianța USR-Cioloș. Candidații anunțați de acum. Da. N-are nicio legătură. Eu nu, nu cred, eu nu cred că așa vor fi candidații. Iohannis se duce Ghiulea. Cioloș nu are carismă. Bine. Dragnea, am înțeles, mă. Dragnea mai mult de 70, hai 15%. Eu nu cred că va candida Dragnea. Dacă el va candida, bun, PSD-ul se duce în cap, știe și PSD-ul că pierde încă o dată prezidențialele. După Joană, după Ponta. Nu-l cunoașteți. Nu-l cunoașteți. După Năstase, au mâncat bătaie toți președinții. Năstase, Joană și Ponta i-a rupt bătaia, i-a rupt Băsescu și cu Iohannis, i-a rupt bătaia. Imagini de la Ministerul Sănătății. Doamna Sorina Pintea, peste puțin timp, va intra în această minunată sală cu aceste minunate microfoane și ne va face declarații răspunzându-i viceprimarului Bădulescu, care Ponta, nu știu ce acuzații i-a adus Ponta cu apa. Ponta în 2016 a câștigat turul 1. Cine? Cu Ponta. Lasă-mă. În 2014. Dar bine, mă, toți au câștigat turul 1. Dragnea nu câștigă turul 1. Toți au câștigat turul 1. Nu, Dragnea nu câștigă. Toți au câștigat turul 1, mă. Toți de la PSD. Da, dar și Năstase și Joana. Dar nu era Dragnea atunci la PSD. Eu nici acum nu, eu nu cred că se vorbește cu Dragnea. Părerea mea, da. E altă discuție, e altceva. Nu cred. Repet, stimați spectatorii. Întrebarea emisiunii este așa: alianța declarată și asumată Iohannis Băsescu, pe ce cal politic va funcționa după părerea voastră sau ce recomandare aveți pentru ei? Și mai abitir, întrebare pe care am uitat să o pun din vina mea: care credeți că e politicianul cel mai pro-român dintre ăștia care sunt în vârful piramidei acum? Iohannis Băsescu, Dragnea, Tăricianu, Cioloș. Măcar e cel mai pro-popor, pro-român, pro-țară. Adică prin fapte și prin suflet alături de noi, de prostime. Bună ziua, sunteți în direct la Arad. Ionițe, ești în direct, tată. Da, da. Te ascult. Spuneți cu președinții. Președinții nu-i alegem noi, domnule. Domnul Barbu. Dar cine-i alege? Președinții vin din altă parte. Vin la Eu nu cred nici la alegerile al doilea tur, al doua tur al Băsescu, că a câștigat Băsescu pe drept. Și nici al lui Iohannis nu. Cu Facebook-ul nu se poate, s-o câștigat prin... O să vedeți după ce nu va mai fi președinte ce se apar. Am înțeles. Eu vreau să spun așa. Tu crezi că vin străinii, serviciile secrete, vine Dumnezeu din cer și bagă... Serviciile secrete o scos președinți, două turi de președinți. Ultimele două. Păi da, bă, stai puțin că Iohannis a câștigat cu un milion și ceva de voturi. N-a câștigat ca Băsescu la fotografie, la cu trei prima, voturi. Cu prima... Nu, 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 hai să nu-i dăm apă la moară lui Ionită, că nu are dreptate. Ionită, nu are dreptate. Nu are dreptate. Cu prima teorie are dreptate. Cu prima teorie, în 2009, luați ambasada Franței de la Paris, unde s-a votat cum s-a votat. Da? Și dacă da, vezi diferența, o să vedeți că în țară Joana a câștigat. Deci în 2009 Joana a câștigat în țară. Dacă analizăm 2014 într-o altă paradigmă acolo, diferența e foarte bine, mare. Bine, mă, dacă erai tu și cu Ionită, dacă erați, dar în America, dădeați foc Americii, pentru că acolo în Florida s-au numărat de 200.000 de ori voturi. Pentru 10 voturi, președintele Americii nu a putut fi ales până n-au numărat ea de 8 ori voturile. Este alt sistem de vot. Ha, mă, bine. Ok, domnul Ionită, întrebare. Pe ce cal politic, pe ce partid mizează Iohannis și pe ce partid mizează Băsescu la alegerile prezidențiale din iarnă? Iohannis mizează pe tot și pe partea dreaptă. Păi nu e așa, atenție, nu e așa. Asta înseamnă că USR și cu Cioloș... În turul 2. În turul 2, azi e bine. În turul 2. În turul 2 pe Iohannis. Dar poți să te întreb ceva, dar dacă alianța USR cu Cioloș îl bate, această alianță îl bate pe Iohannis cu un procent. Nu, bate în primul tur dacă îl bate. Păi în primul tur zic și eu. În primul tur dacă îl bate pe Iohannis. Cu Cioloș niciodată. Dacă candidează domnul Tăricianu, îl bate. Dacă candidează și de la PSD-ul, nu-l bate. Tăricianu pentru oștile lui Dragnea. Să fie susținut de PSD, zici. Adică cu PSD-ul. Da. Să fie susținut de PSD-ul. Nu se va întâmpla niciodată, domnul Ionită, spun eu. Niciodată. De ce? Pentru că PSD-ul nu va accepta niciodată. Partidul ăsta nu va accepta decât președintele partidului. Dacă nu accepte, nu va avea președinte pe cine vrea România niciodată. Tăricianu nu va fi niciodată candidatul PSD-ului pentru atunci că... Atunci nu va fi președinte votat de români. Va fi președinte pus de servicii secrete și de alte țări. Mulțumesc mult. Salut, Bogdan, ești în direct. Aș vrea să fac o urare la Dragnea și la Dăncilă, că tot am încercat să vă sun și n-am reușit. Pe Dragnea și pe Dăncilă lumea testa porcină.
Nu mă face să-ți închid. Nu mă face să-ți închid telefonul, nu jigni pe nimeni, te rog eu frumos. Nu-i jignire asta. Pe cum să faci urarea asta, nu-i jignire, nu-i durere? Doar le-am făcut, nu-l. Dar nu mai avem peste porcine, că a trecut Crăciunul, gata, s-a eradicat și peste porcine. Poporul e foarte pornit împotriva asta, dar fiindcă suntem o țară de asistat social, ar putea să învingă, să nu reușească. Crezi că PNL-ul, ascultă-mă, întrebare, crezi că Partidul Național Liberal are suficientă putere să-l ducă pe Klaus Iohannis în turul 2 la prezidențiale? Are. Care, ultima întrebare, care este cel mai pro-român, pro-patriot, pro-popor dintre liderii din politica românească de azi? Iohannis. Mergem mai departe. Salut, Nicolae, la Craiova, ești în direct. Bună seara. Bună. Privitor la alianțele astea care se fac. Așa. Cea mai mare prostie a fost să USR-ul să unească cu Plus. De ce? Încă nu s-au unit oficial. Mai au câteva zile. Ei, ar fi cea mai mare prostie, pentru că USR-ul ar pierde enorm. De ce zici asta? Cioloș nu a făcut nimic pentru România. Dacă dumneavoastră îmi spuneți un singur lucru bun care l-a făcut, sunt de acord. Cioloș a ajuns în guvernul Cioloș pe mâna PSD-ului. Fără doar și poate, ai dreptate. Cu voturile PSD-ului, fără doar și poate. Exact. Și l-au susținut la guvernare un an de zile. Opriți-vă puțin aici. Păi și cheia asta e construită ca să nu intre Iohannis în turul 2. Înțelegeți logica? Iohannis va intra oricum nu. În turul 2. Am înțeles ce spune dumneavoastră. Candidat. Ascultați-mă, sunt de acord cu dumneavoastră, tocmai că vorbim aceeași limbă. Băi, vreau să spun ceva, ia stai puțin, vreau să spun ceva. Uite-te puțin la tablă aici. Lucrurile stau așa. Eu cred că are dreptate mitică, trebuie să fim un pic mai atenți. Dacă Iohannis era în turul 2, fără doar și poate, adică n-avea nicio problemă, așteptând să vadă cine e contracandidatul lui, nu se crea această alianță numită USR Cioloș. Eu cred, eu, Tudor Barbu, poate spun prostii, câți ca mine, milioane spun prostii. Eu cred că alianța asta speră din tot sufletul, așa cum a sperat USR-ul să ardă în așa fel PNL-ul în 2016, încât să nu fie principalul partid de opoziție, că USR-ul asta, ăia din laboratoarele secrete care au creat USR-ul ăsta în 2016, n-au vrut decât un singur lucru. Să facă ca PNL-ul să meargă pe drumul PNCCD-ului. La lada de gunoi a istoriei. Asta și-au propus. În continuare, partidul ăsta istoric, prieten drag, este o țintă ca să fie ars în așa hal încât să dispară. Îi deranjează cei 150 de ani de istorie, îi deranjează brătienii, îi deranjează ce a făcut bun și rău partidul ăsta într-un secol jumate. Trebuie să dispară. Ca țărăniștii. Și atunci s-a creat acest monstru, această alianță monstruoasă, numită, după părerea mea monstruoasă, USR Cioloș, care nu are decât un singur scop, să ajute PSD-ul și să scoată din cursa pentru turul 2 pe Iohannis. E părerea mea. Greșesc? Nu, aveți perfectă dreptate. Așa. Cioloș ce a făcut? V-ați uitat că a fost vorba românului cu fundul în două luntre? A fost unde i s-a cerut să fie. Și cu USR-ul și de fapt l-a distrus pe amândouă și a ajuns PSD-ul la guvernare. Bine, care e cel mai pro-român, care e cel mai patriot, care e cel mai pro-popor dintre liderii politici actuali? După părerea mea, Corina Crețu. Mulțumesc mult! E o variantă de lucru, Corina Crețu. Bă, dar emisiunea e necenzurată, după cum vezi oamenii spun ce vor. De lucru, a zis omul Corina Crețu să-i dea Dumnezeu sănătate, mergem mai departe. De avem două voturi. Corina Crețu un vot, Iohannis un vot. Mergem mai departe, să rămână, doamnă, sunteți în direct. Alo. Bună, Ana Maria. Eu, sănătate, domnul Barbu. Ce zici, Ocolom? Domnul Barbu, asta... Eu cam greu mă pricep, să mă știți totdeauna. Te ascult cu drag, Ana Maria. Mă deranjează că totul mere prin rotație, știți? Adică? Adică, Bătescu a fost, iară vrea să vină. Da? Nu mai are dreptul să vină. Nu, Ana Maria, nu. Băsescu nu mai are cum să vină. A anunțat doar că îl susține în turul 2 pe Iohannis. Bine, trebuie să ne oprim câteva minute bune, să mergem la Ministerul Sănătății. Doamna ministru, dă-mă și tu imagini să vadă lumea că se pregătește doamna ministru să intervină. Iată-o zâmbitoare.
se pregătește să ne spună cum a fost cu apa și cu Bădulescu și cu acuzele și cu pericolul din clor și amoniu. Nici aia nu e. Bună ziua, înainte să începem discuțiile despre măsurile pe care Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății le-a dispus în contextul problemelor apărute în furnizarea cu apă potabilă a municipiului București, aș dori să vă citesc articolul 13 din legea apelor. Autoritatea de Sănătate Publică Județeană, respectiv a municipiului București, trebuie să asigure disponibilitatea informației în ceea ce privește calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătății și despre măsurile de remediere luate care se impun sau care se impun a fi luate de către autorități competențe, ori de către consumatori în cauză, informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp. Aș sublinea acest aspect și actualizată. Spre surprinderea mea, au apărut în spațiul public o mulțime de discuții legate de măsurile pe care Direcția de Sănătate Publică a municipiului București le-a transmis spre a fi luate de către Ministerul Sănătății în ceea ce privește aprovizionarea cu apă potabilă, dar nu am auzit discuții legate de modul în care furnizorul de apă potabilă a ales să comunice cu autoritățile, respectând legislația în domeniu în acest moment. Aș vrea să aduc aminte tuturor furnizorilor de apă potabilă și nu numai, că există o autoritate care se numește Ministerul Sănătății și care reglementează politici publice de sănătate, care reglementează măsuri, care dispune și care este autoritate competentă în a rezolva anumite probleme. Astfel, operatorul ar fi trebuit să anunțe Direcția de Sănătate Publică a municipiului București și Primăria municipiului București despre o eventuală depășire a unor parametri sau despre anumite proceduri pe care le-a făcut pentru a asigura calitatea apei de altfel. N-a făcut-o. Direcția de Sănătate Publică a municipiului București a avertizat furnizorul că există sesizări. Prima sesizare a fost înregistrată în ziua de 30 ianuarie la ora 17:41. Ultima sesizare, dar nu ultima de fapt, la 13:38, oră după care inspectorii Direcției de Sănătate Publică au luat legătura cu furnizorul de apă potabilă, informându-l asupra acestor sesizări și rugându-l să facă echipe comune de prelevare a probelor, lucru pe care furnizorul l-a refuzat. După comunicatul Ministerului Sănătății privind calitatea apei, au fost și alte sesizări, până în jur de ora 23, legate de reacții adverse, ca urmare a folosirii apei de la robinet. Deci, ulterior prelevării probelor și obținerii rezultatelor, la ora 18:52, furnizorul de apă potabilă a spus că dorește să facă echipe comune. Era prea târziu, după ce la ora 14 refuzase. Parametrii pe care inspectorii de sănătate publică i-au colectat în acea seară, dimensiunea lor, i-a pus pe gânduri, astfel încât, după ce la Ministerul Sănătății a ajuns acea sesizare a Direcției de Sănătate Publică, împreună cu echipele de specialiști, am analizat posibilele efecte pe care utilizarea apei cu un nivel de clor foarte ridicat le pot avea asupra sănătății oamenilor. Adică, există persoane hipersensibile, există persoane alergice, există persoane care pot să aibă tulburări respiratorii, având în vedere că suntem și în plină epidemie de gripă și avem multe persoane cu viroze respiratorii. Persoane care pot dezvolta dermatite alergice.
în urma discuției cu acești specialiști, am făcut un comunicat de presă care se mulează exact pe comunicarea pe care DSP-ul a făcut-o Ministerului Sănătății. Înainte ca acest comunicat să ajungă în spațiul public, am luat legătura telefonic cu primarul general al Capitalei, doamna Gabriela Firea, pe care am informat-o despre măsurile pe care Ministerul Sănătății le va dispune. Dar aș dori să precizez, nu Ministerul Sănătății ar fi trebuit să dispună aceste măsuri, ci Direcția de Sănătate Publică, care nu putea să facă acest lucru în baza unei convenții, unde se specifica că dacă se dorește a se emite un comunicat media, acesta nu se poate face decât cu un acord prealabil a furnizorului de apă. Am mai precizat, Ministerul Sănătății nu are convenții, nici Ministrul Sănătății nu are, așa că a ales să informeze, așa cum scrie legea, articolul 13, să informeze populația și să facă recomandări despre posibilele riscuri. Deci, în lege se spune că Ministerul Sănătății ia măsuri și face recomandări. Am procedat întocmai. Voi răspunde și la această întrebare, vă rog să mă lăsați să termin. Cred că ar fi fost un gest de mare iresponsabilitate din partea Ministerului Sănătății să dețină aceste date și probe. Probe care au fost analizate într-un laborator acreditat și să nu comunice populației posibilele riscuri la care se expune consumând și utilizând această apă. Cred că s-a mers prea departe. Nu cred că suntem în faza în care să politizăm sănătatea populației. Așa cum n-am politizat nici infectarea bebelușilor de la maternitatea Giulești. Probabil că ar fi trebuit să nu luăm nicio măsură și să creștem numărul peste 45. Ba mai mult decât atât, să ne facem că nu observăm că într-o maternitate și scutecele bebelușilor sunt infectate. Probabil că ar fi fost un gest de mare responsabilitate din partea Ministrului Sănătății. Nu aș dori să intru într-o polemică pe această temă. Vreau doar să vă asigur că aceste măsuri sunt conform legii, sunt conform procedurilor pe care Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății le are, proceduri despre care n-aș putea să spun că le găsim în altă parte, având în vedere că nici măcar o simplă anunțare conform legii nu s-a făcut. Ministrul Apelor a avut astăzi o conferință de presă în care a explicat că valorile de amoniu erau în limitele normale, că s-a suplimentat debitul de apă în urma unei sesizări a furnizorului de apă potabilă, lucru care ne-a ridicat multe semne de întrebare. Dacă amoniu era în limitele normale, atunci de ce s-a făcut hiperclorinarea? Specialiștii spun că există posibilitatea ca apa să fie avut o încărcătură bacteriologică foarte mare, cu alte riscuri, dar nu avem această dovadă. De aceea, anunțam încă de săptămâna trecută că Ministerul Sănătății a demarat o anchetă pentru a putea vedea exact cum s-au petrecut lucrurile. Astfel, am cerut informări de la furnizorul de apă potabilă, de la Ministerul Apelor și de la Ministerul Mediului, pentru că problema poluării apelor este legată de atribuțiile gărzii de mediu. Sunt mai multe aspecte la care așteptăm răspunsuri. De aceea, în momentul în care vom finaliza ancheta, după ce vom primi răspunsurile de la toate autoritățile, inclusiv de la furnizorul de apă, vom face o declarație de presă cu o sinteză a ceea ce ar fi trebuit, probabil, să știm mai demult. Ce oară pe celelalte probleme? Vă rog, puțină răbdare. Aș insista spre a nu politiza această acțiune. Și vă spun foarte sincer, mă surprinde cât de ușor unii scot la mezat sănătatea românilor. Și nu spun lucruri mari. Știu foarte bine la ce mă refer. De aceea, vă asigur că aceste anchete
vor fi foarte clare, vor fi foarte concrete și pe înțelesul tuturor. Tot în spiritul articolului 13 din Legea Apelor, cu privire la informarea la timp, am comunicat în data de 31 ianuarie, joi, că cele 14 probe prelevate privind clorul din cele 14 puncte de colectare sunt conforme. Astăzi, Institutul Național de Sănătate Publică a furnizat rezultatele pentru probele chimice pe care inspectorii le-au prelevat din cele 7 puncte de colectare. Pot să vă spun că acestea sunt în limitele normale, unele aproape de limita maximă. Deci în acest moment și aceste probe sunt conforme. Cred că dacă furnizorul de apă potabilă ar fi înțeles că există această autoritate, Direcția de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, dacă ar fi înțeles că trebuie să colaboreze și să informeze așa cum scrie legea, nu am fi ajuns aici la această polemică și să ducem toate aceste discuții în zona politică, unde nu au ce căuta. Vă asigur că eu nu voi ține cont de aceste aspecte, pot să răspund la absolut orice întrebare. Vă asigur de asemenea că inspectorii Direcției de Sănătate Publică și-au făcut datoria, cu toate că au existat presiuni, cu toate că tot în spațiul public au circulat, hai să le spunem, povești legate de faptul că directorul de Direcție de Sănătate Publică a avut o cădere nervoasă, nu, a avut o cădere de tensiune, lucru, hai să-i spunem, normal, după câteva zile de stres. Și, așa cum am mai spus-o, toți cei care au contribuit la această acțiune au fost dezamăgiți pentru că n-au fost crezuți. De aceea vă rog să le dăm creditul necesar, creditul meritat în acest moment. Și acum aștept întrebările dumneavoastră. Domnul ministru, în data de 29 s-au prăjit, a fost un comunicat de gripă cu epidemia. Ne-am întors în direct. Imediat o să fac o referire și la spusele doamnei ministru al sănătății, dar înainte vreau să mergem în Marea Britanie, că stă Emil Săracu la telefon de acum 20 de minute. Bună, Emile! Bună ziua, bună ziua! Ia zi, prietene, care e motivul pentru care ne-ai sunat? Motivul pentru care v-am sunat e că, ce să vă spun, în urmă, de la Revoluție și până în momentul de față, ba PSD, ba PNL, deci tot aceeași gașcă de oameni politici. Nimic nou, nu se schimbă nimic. Părerea mea este în felul următor, că dânsii stau pe banul statului și se ceartă între ei în loc să iei măsuri legat față de țara. Frumos cu banii statului. 50 de milioane a luat acum PSD-ul, ieri din bugetul public. 50 de milioane a luat PSD din banii noștri. Da? 50 de milioane. Da, Emile, zi. Deci părerea mea e în felul următor. În momentul de față, situația țării este foarte gravă, că salariile sunt foarte mici, lumea trăiește din ce în ce mai greu, cresc prețurile. Deci ar trebui să se pună toți împreună la masă și să discute despre problema țării. Spune-mi, te rog, Emil, spune-mi, te rog, oprește, în primul rând, Emile, te rog să oprești sonorul televizorului, dă-l pe mute, da? Ok, zi-mi, te rog frumos, ai oprit sonorul? Da. Bravo. Emile, zi-mi și mie, după părerea ta, alianța USR plus Cioloș, ce scop are? Îi servește pe ea de la PSD sau pur și simplu vor să-l scoată pe Iohannis din cursă? Ce puteți să vă spun la dumneavoastră? Părerea ta, ce poți să-mi spui? Vor să scoată, sigur, pe domnul președinte din competiție ca să rămână PSD-ul, să poată să pună mâna exact pe tot ce e nevoie. Așa zic și eu, dar Coarnă nu mă crede, eu zic exact ca tine, că vor să-l scoată pe Iohannis ca să rămână ei cu PSD-ul, să câștige PSD-ul. Păi de asta am spus și eu, asta de ce? Păi tu ai zis că nu. Nu, structura USR plus Cioloș e împotriva lui Iohannis, ca să-l scoată din turul 1. Da, ia zi, Emile. Părerea mea e în felul următor. Domnii ăștia de la PSD, sau mă rog, care sunt funcțiile statului în Parlament, dânsii nu stau
pe funcțiile care le au pentru salariul care le dă statul român. Stau pentru interesele lor personale. De ce? Pentru că bugetul țării pe mâna lor, da? Și ei pot să împartă bugetul cum vor și anumite licitații le câștigă atunci. Întrebare, ultima întrebare, Emile. De la tine, din Marea Britanie, cum se vede? Care e cel mai patriot sau cel mai apropiat cu sufletul și cu faptele de popor dintre liderii politici actuali? Părerea mea e că a fost și rămâne domnul Băsescu, dar trebuie susținere și din partea poporului. Foarte tare. Avem așa, Corina Crețu un vot, Băsescu un vot, Iohannis un vot. Foarte tare. Sărut mâna, doamnă, sunteți în direct. Eu? De la Piatra Neamț, normal, da? Normal că tu, da. Bună seara, mă bucur că am reușit să vă prind, domnule. Mai are, numai puțin, o singură întrebare. Mai are șosetuțe domnul președinte al Consiliului Județean de la Piatra Neamț? Nu mai fi mă răutăcios cu femeia. Întrebam dacă are șosetuțe. Da, are mă șosetuțe, da, doamnă, lăsați-mi, nu-i răspundeți, că să e răutăcios. Când merge la Ring Hotel să le scoată. Eu nu i-am văzut șosetele. Bravo, uite un răspuns de doamnă, bravo. Da. Vă ascult. Da, vreau să vă spun în legătură cu domnul Băsescu și cu domnul Iohannis. Știți la ce am observat eu din anul 2000, în momentul când a intrat și domnul Isărescu în cursă, alături de ceilalți, a luat foarte mult din voturile domnului Teodor Stolojan. Și vă aduceți aminte foarte bine cine a rămas în cursă. A rămas domnul Vadim Tudor și domnul Aia, e, bravo, bă, fata, asta-i povesteam eu lui Coarnă și nu vrea să mă creadă. Exact scenariul ăla e. Domnul Barbu, uitați-vă pe tablă și a pronunțat un nume, Vadim Tudor. Câți de acolo se ridică la nivelul validului? Dumnezeu să o dinească, nu știu. Dar femeia spune... Nu, stai puțin, fata dragă, stai pe la telefon. Mitică, femeia spune altceva, că a fost o regie ca să nu ajungă cine trebuia în finală, da, și așa a ajuns Vadim. Haide-mă ce... Nu comparați pe Cioloș cu Vadim. Să, da, să ne înțelegem. Vreiam, eu așa ca un umil observator și votant, mă gândeam la domnul Bătescu să sprijine deodată din prima dată, din primul tur, pe domnul Iohannis, în așa fel încât să nu-i se ia din voturile domnului Iohannis. Nu se poate să facă, nu se poate să facă asta, pentru că și-ar băga partidul în gard. Adică ar băga PMP-ul în găleată. Nu poate, nici Traian Băsescu nu poate să-și distrugă partidul doar ca să-l ajute pe Iohannis. Acum, pe bune, i-a promis public că în turul 2, unde PMP-ul clar nu va ajunge, o să susțină voturile PMP-ului, o să-l susțină pe Iohannis. Te întreb așa, care e în opinia ta, cel mai pro-român, patriot, pro-popor, prin ceea ce gândește și ceea ce face, dintre liderii actuali ai României? Cu toate păcatele domnului Traian Băsescu, dumnealui este, pentru că vede o politică externă, așa cum îl văd eu, o politică externă foarte bună și nu trebuie să uităm că a trecut țara printr-o criză. Sau a introdus o criză, adică... Nu, da, Mitică, n-a introdus. O criză a venit de peste ocean, nu mai vorbim. E răutăcios, Mitică. Mersi frumos, mi-a plăcut. Mie, sincer, mi-a plăcut analiza ta, indiferent de ce nume ai dat, mi-a plăcut. Traian Băsescu are două voturi, Iohannis un vot, Corina Crețu un vot. Luăm publicitate. Din guvernul Boc, care era subjugat de Traian Băsescu. Luăm publicitate, 2-3 minute, venim înapoi la telefoanele cu voi, foarte importante. Am revenit, așa cum v-am promis, o să-mi spun și eu punctul de vedere față de afirmațiile doamnei ministru Pintea. Dom'le, este haos, haos total. Doamna Pintea a spus așa, toate probele sunt conforme, adică tot ce am prelevat, probe de apă, sunt normale. Așa a spus. Și alea de azi, și alea de la apele române, și alea de la Ministerul Sănătății, toate sunt la limita, aproape de limita maximă, dar sunt normale. Păi dacă sunt normale, de ce avem un scandal cu apa? Dacă sunt normale, de ce a trebuit ca cineva din minister să le sară ălora la beregăți că e apa plină de nu știu ce? Astăzi a spus că e vorba de microbacterii, dar n-are nicio dovadă. Băi, băiete, suntem în nebuni, suntem în spital, suntem în boli mentale. Cum să spui ca ministru că e posibil să fie microorganisme, să fie microbacterii sau ceva de genul și nu avem dovezi? Păi oamenii care o ascultă știu că e medic, că e ministru și că e la sănătate. Acum nu mai beau din cauza clorului, nu mai beau din cauza microbacteriilor sau microorganismelor. Noaptea minții. O să încercăm mâine să avem și un punct de vedere oficial de la apele române și de la apa Nova și de la Dumnezeu din cer, pentru că nu se mai poate. Eu am obosit. Și a spus de 3 ori că nu vrea să politizeze. Păi nu e politizat de vreme ce ținta este primăria capitalei, este firea și este aripa politica PSD-ului, nu firea. Doamne iartă-mă!
Îmi pare rău pentru doamna Pintea. Ai vrut să spui ceva foarte tare, mă tot bate la cap în pauza pulșară, că pe 7 și 8, mare avem meeting în București, mare protest, pichetare. Atenție, al polițiștilor și al gardii. Aveți pe banda galbenă informația. Suntem în protocol cu cei de la ANP, cu Sorin Dumitrașcu, cu Asociația Militară în Rezervă din România și cu Sindicatul Militar. Scopul și durata protestului. Sigur că vorbim de o întâlnire informală, ministrii de justiție și de interne se întâlnesc în data de 7, în datele de 7 și 8 și sigur... La București. La București și noi vrem să profităm de această ocazie. Dar de ce protestați, mă, dacă vin miniștrii, mă? Nu ne ajunge cât rahat avem în țară, mai protestați și voi? Poate oamenii înțeleg că cei din guvernul actual nu pricep românește, poate înțeleg mai bine limba română și înțeleg posibilitățile și problemele pe care le avem noi. Dar mai mult de atât, săptămâna trecută am notificat primăria Sibiu pentru data de 9 mai 2019. Are loc summit-ul atunci. Am notificat, bravo, 5.000 de oameni, dar mai mult de atât, o să mergem și noi cu Parlamentul nostru european, ca să mă preexprim așa, pentru că facem... Cu sindicatele din Europa, da, la Sibiu, pe bune? Din Germania, din Croația, din Olanda, sigur că da. Sigur nu că cred. Da. Deci voi trimiteți, stai mă puțin, mă, am înțeles, domnule, jumate, tu nu auzi ce zice invitatul emisiunii, că la, da, pe 9 mai la Sibiu, când vine toată crema, da, Europei, e summitul, da, la Sibiu, voi trimiteți 5.000 de oameni acolo? Numai mergem voi? Noi, da, da. Da, vai, de, da, ca, de da, ce? Păi la fel, ca să atragem atenția cu privire la ce se întâmplă în Ministerul de Interne, ce se întâmplă în țara asta, să înțeleagă oamenii că acești triși n-au ce căuta în fruntea Ministerului, pentru că nu înțeleg lucrurile și practic apasă siguranța cetățeanului în mod direct. Câte sindicate străine vin? Păi vorbim de Croația, Germania, Bulgaria, Austria, cam 8 sindicate cel puțin, bun, și mai avem și Republica Moldova, dar cel puțin 8 până în 10 sindicate. Adică 10-15 mii de oameni, mai bine? Nu, 5 mii vor veni din România și din cele state vor veni doar reprezentanții. A, reprezentanții, bine. Da. Ultimul telefon al emisiunii Să Română, la Bacău, sunteți în direct, doamnă. Bună seara. Bună seara, doamnă. Mă numesc Zorina, da? Da. Deci am urmărit de un an de zile, vreau să intru și aveam reușit. Vă ascult. Deci văd acolo ce este notat cu USR-ul și cu Cioloș. Așa. Da. Opinia mea, părerea mea. Nu este așa, dar orice ar fi, trebuie Iohannis să rămână la conducere, că n-a avut putere ca să facă nimic. Păi și dacă rămâne, dacă rămâne la conducere, de unde va avea putere să facă în al doilea mandat? Că tot cu ăștia va conduce, tot cu PSD-ul. Nu, PSD-ul trebuie dat jos. Aoleu, pe cine să-l dea jos? Păi la voi, în primul rând, auzi, fată dragă, la voi în Bacău, PSD-ul e ca icoana. Voi votați PSD de 20 ceva de ani. Poate să fie, poate nu este pentru toată lumea. Băi, dar trebuie dat jos. Bravo. Care e cel mai, după părerea ta, care este cel mai român, cel mai patriot, cel mai cu sufletul alături de popor, lider politic al momentului? Este Iohannis, dar n-are nicio putere. Foarte tare. Pentru noi, dar n-are putere ce să facă. De ce crezi că e Cioloș? Pe cine crezi că vrea să ajute Cioloș? Pe el sau PSD-ul? Eu cred că pe el. Pentru că și la părerea mea, pentru că și el a fost dezmarginizat de PDS-eriști. Și i-a fost dat la o... Foarte tare. Mersi mult. Asta cu dezmarginizatul n-am mai auzit-o niciodată, dar sună atât de bine. Bravo. Dacă la cât vorbesc... Zici că e Viorica Dăncilă, doamna. Dacă poate doamna Dăncilă vorbește așa, de ce n-ar vorbi și electoratul? E mai logică decât doamna Dăncilă. Cât mai avem tenii? Ce gata? Adică bună România, Răzvan și Radu și ăștia, așa? Bine, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne vedem mâine la ora 4 și toate cele bune. Nu mai avem timp. Ministerului de Interne la ora 9, pe 7 februarie.